Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Ia să vedem noi cine a adus comunismul în România. Cei mai vocali propagandiști. Comunismul a fost cu siguranță cea mai neagră perioadă din întreaga noastră istorie. Pentru a cunoaște mai bine acest flagel, e imperios necesar să aflăm ce fel de oameni erau cei care l-au adus în România. Cei 10 cavaleri ai Apocalipsei Roșii, prezentați mai jos, nu sunt singurii care au adus negura răului în urma lor, dar sunt printre cele mai importante personaje ale istoriei noastre de după cel de-al doilea război mondial, scrie descoperă.ro. Vasile Luca. Tristă soartă a avut țara noastră după cel de-al doilea război mondial, atât de tristă încât la un moment dat, mai bine zis între anii 1947-1952, chiar Ministerul de Finanțe al țării a încăput pe mâinile pătate de sânge românesc ale unui criminal de război. Este vorba de un comunist sadean născut într-o familie de secui din Ardeal pe numele său adevărat Luca Laszlo. La doar 17 ani se înrolează în așa numita divizie secuiască condusă de Károly Kratochvil, care a luptat de partea armatei comuniste a lui Belacun împotriva armatei române care a eliberat Budapesta. A avut legături cu organizarea grevelor de la Lupen și Valea Jiului, s-a făcut comunist direct la Moscova, participând la acțiuni de spionaj împotriva statului român. Nu s-a oprit aici. Devenit deputat în Sovietul Suprem din Ucraina și viceprimar al orașului Cernăuț, Vasile Luca se implică în deportările românilor din Bucovina în gulagurile siberiene. Pentru aceste fapte a fost recompensat de sovietici care îl fac major în Armata Roșie. Ajunge cel mai bun colaborator al Anei Paucăr, prin intermediul căreia își cunoaște viitoarea soție, revoluționara comunistă evreica Betty Birman, proaspăt întoarsă de pe frontul din Spania. Ca o paralelă demnă de menționat, Betty Birman fusese inițial trimisă de Ana Paucăr, șefa ei pe linie de partid, să-l ajute pe proaspătul ministru de finanțe Luca Laszlo să scrie autobiografia acesta, neștiind nici măcar limba română. Cu timpul își face dușman puternici în PCR, astfel încât în anul 1952 a fost arestat pentru deviaționism și activități contra interesului partidului. 2 ani mai târziu e condamnat la moarte, pedeapsa fiindu-i comutată la închisoare pe viață. A decedat, uitat de toți, în închisoarea Aiudului. Lucrețiu Pătrășcanu. Despre Lucrețiu Pătrășcanu se poate spune orice, mai puțin că nu a fost un patriot până în măduva oaselor. Departe de a se asemăna cu parveniții care găsiseră în Partidul Comunist o formă de a avansa cât mai rapid pe scara socială, Pătrășcanu era un om de o cultură deosebită, avocat, sociolog, economist. El a îmbrățișat doctrina comunistă încă din timpul studenției, 1919, optând pentru un socialism de factură naționalistă. Declarațiile sale patriotarte, așa cum este cea de la Harkov, 1928, prin care susținea că basarabenii sunt români, sau replica memorabilă de la Cluj, 1946, înainte de a fi comunist, sunt român, i-au atras antipatia propriilor colegi de partid, dar mai ales pe cea a Moscovei. E acuzat de naționalism burghez, de legături cu legionarii și arestat în anul 1948. 6 ani mai târziu, în 1954, a fost condamnat la moarte și executat, și asta după ce în arest ceruse să-și continue munca în slujba Partidului Comunist, chiar din celula în care fusese închis. A fost reabilitat în anul 1968 din ordinul președintelui de atunci al României, Nicolae Ceaușescu. Iosif Kișinevski. Evidența neagră a inteligenței comuniste din perioada stalinistă a României, Kișinevski i-a disprețuit profund pe colegii săi români de partid, pe care îi caracteriza drept niște aparatici necultivați, închistați și agresivi. Născut în Basarabia, de origine evreiască, pe numele său adevărat Iosif Breitman, Kișinevski și-a schimbat numele de familie, preluându-l pe al soției în momentul căsătoriei, pentru a se instaura mai ușor în rândurile noii puteri comuniste din România de după război. Metoda a fost folosită de toți activiștii trimiși de Moscova pe tancurile eliberatoare. Timp de 3 ani deține titlul de secretar cu propaganda și cultura în cadrul CC al PCR. Atras de putere ca mai toți cei ajunși într-un post important, perseverează servindu-se de intrigile, lingușelile și oportunismul său nativ. Așa ajunge să se cațere până în funcția de prim vicepreședinte al Consiliului de Ministri al țării. Dus de val se visează conducător al României alături de compatriotul său Miron Constantinescu. Ambilor le-a fost dat însă să fie învinși și maziliți din funcții de către Gheorghe Iorghiu Deș. Petru Groza.
Figură complexă a comunismului, Petru Groza e considerat și azi un om al extremelor. Fiu al unui preot din Deva, doctor în drept la Budapesta, om de afaceri și politician abil în efemerul guvern Averescu, Groza fondează în anul 1933 frontul plugarilor și își face cunoscute opiniile de stânga. Susținător înfocat al comuniștilor, el nu a renunțat niciodată la obiceiurile sale mai degrabă burgheze, motiv pentru care și-a atras porecla de burghezul roșu. Petru Groza devine prim-ministru al României în anul 1945, atunci când Nicolae Rădescu, general al armatei române, e forțat să-și dea demisia din această funcție de către comisarul poporului Andrei Vișinski. Sub conducerea sa are loc abdicarea regelui Mihai și transformarea regatului în Republica Populară România, comunist cu apucături de intelectual rasat. Groza conduce practic destinele românilor până la venirea la puterea lui Gheorghe Gheorghiu Dej în 1952. Emil Bodnăraș, politrucul de mai sus, a reușit să împuște trei iepuri mari de-a lungul vieții sale. A reușit să devină general al armatei române, spion al Uniunii Sovietice și membru important al PCR. Nici acest comunist de calibru greu, care ne-a marcat în mod nefericit atât istoria cât și prezentul, nu era de origini românești, tatăl său fiind ucrainean, iar mama germană. Povestea vieții sale a luat o întorsătură interesantă după ce cariera sa de ofițer în artilerie e întreruptă în urma unor scandaluri. Tânărul la acea vreme, Emil Bodnăraș, fiind degradat și trimis la o garnizoană din Basarabia. Acolo a fost contactat și racolat de mișcările militante comuniste, trădând de bunăvoie regatul României și devenind spion sovietic. Se dovedește într-atât de atras de comunism încât dezertează din post și fuge la Moscova, de unde se întoarce în România la finele anului 1935 cu misiunea de a spiona mai departe potențialul militar al țării. Devine membru al PCR și se înhăitează cu Gheorghe Gheorghiu Dej, Iosif Vrangheț și Constantin Pârvulescu, cei trei trec în prin multe aventuri precum pușcării, subminarea adevăraților conducători ai PCR-ului și chiar negustoria cu materiale de construcții. După 1947 ocupă funcția de ministru al apărării. El a fost sprijinitorul și asul din mâneca tânărului Nicolae Ceaușescu, pe care l-a susținut pentru obținerea funcției de secretar general al CC al PCR. A fost unul dintre cei mai temuți și puternici stâlpi ai comunismului din România. Bustul său tronează și azi în fața căminului cultural din comuna sa natală, Milșăuț, județul Suceava. Ana Paucăr. Despre Ana Paucăr, Stalin cu fustă, așa cum mi se mai spunea în perioada de glorie, s-ar putea scrie biblioteci întregi. Născută în anul 1893, la Codăieș-Vaslui, sub numele de Hana Rabinson, Ana deprinde limba ebraică, bunicul său era rabin și chiar predă într-o școală evrească din București. E atrasă de socialism încă din tinerețe și aderă la mișcarea în cauză încă din anul 1915. Căsătorită cu activistul comunist Marcel Paucăr, ea se înscrie în rândurile comuniștilor în anul 1920. Doi ani mai târziu, e arestată împreună cu soțul ei pentru activități politice ilegale și după eliberare ia drumul Elveției. Revine pentru a doua oară în Franța, unde devine membru a Cominternului și se implică activ în mișcarea comunistă balcanică. Întoarsă în România, e arestat în anul 1935 și execută 6 ani de detenție, înainte de a fi eliberată și trimisă în Uniunea Sovietică la schimb cu un prizonier român. Între timp, soțul său fusese executat în gulag în urma epurărilor staliniste. Revine iarăși în România în anul 1944, îmbrăcată în uniformă sovietică, călare pe unul dintre tancurile eliberării. E aleasă secretară a Comitetului Central al PCR, iar în 1947 devine prima femeie din lume care deține funcția de ministru de externe și pe cea de viceprim-ministru. Ea este cea care semnează, fără să clipească, actul prin care România ceda necondiționat insula șerpilor Uniunii Sovietice. În tot acest timp își creează imaginea unei veritabile doamne de fier, fiind suspectată de numeroase acțiuni tenebroase, îndreptate împotriva statului român. Devenită incomodă pentru Gheorghiu Dej și comuniștii mai moderați, Ana Paucăr e acuzată de activități împotriva partidului, de sabotare agriculturii, de legături cu legionarii și agenții străini, suficient cât să fie scoasă din grațiile tătucului Stalin, unul din protectorii săi de până atunci. E arestată de către comuniști, iar pedeapsa e comutată în arest la domiciliu.
Abia în ultimii ani de viață, i s-a permis să-și câștige existența ca traducătoare la editura politică. S-a stins în urma unui cancer mamar la 3 iunie 1960. Miron Constantinescu a fost printre cele mai intelectuale figuri care s-au perindat prin Partidul Comunist Român încă de la înființarea sa. La urma urmei, individul în cauză a fost însuși redactor șef al ziarului Scânteia, fiind responsabil direct cu doctrinarea comunistă a românilor. Carierist de profesie. A fost pe rând membru în biroul politic, membru în CC al PCR, secretar al PCR-ului. La fel ca majoritatea comuniștilor de import, a fost un activist evreu susținut de Moscova, numele său real fiind Meir Kohn, nume schimbat de urgență Miron Constantinescu odată cu intrarea în România, el fiind născut la Chișinău. Obsesia sa pentru putere a fost cea care i-a creat mari probleme. Profitând de raportul secret prezentat de Nikita Hrușciov la Congresul PCUS din 1957, Miron Constantinescu se crede îndeajuns de puternic cât să-l dea jos pe Gheorghe Gheorghiu Dej. În această direcție se aliază cu Iosif Kișinevski. Nu are noroc. Dej avea încă mulți susținători în rândul comuniștilor români. Prin urmare, e zburat din conducerea partidului fără nicio explicație. Steaua sa norocoasă nu apune, întrucât este reabilitat de Nicolae Ceaușescu, sub care devine ministru al învățământului, președinte al Marii Adunări Naționale și rector al Fabricii de Cadre, adică al Academiei Ștefan Gheorghiu. Alexandru Nikolski, probabil cea mai înfiorătoare figură din panoplia monștrilor comunismului de import, trimis de Uniunea Sovietică să mutileze poporul român, Alexandru Nikolski este sinonim cu teroarea incredibilă desfășurată în așa numitul experiment Pitești, pe care l-a dirijat din umbră cu o meticulozitate diabolică. A fost cel mai crud dintre toți torționarii comuniști, conform nu doar mărturiilor Lucei Hosulongin, ci a altor mii de declarații ale victimelor stalinismului. El este cel care îi obliga pe deținuți să mănânce șerpi, iar întrebarea pe care i-o adresa zilnic șefului gardienilor era: azi câți morți mi-ai adus? Povestea sa începe pe data de 2 iunie 1915, data nașterii sale într-o familie de evrei sărași din Tiraspol, numele său adevărat fiind Boris Grunberg. A făcut armata la Iași din anul 1932, aderând din tot sufletul la Comsomol, organizația de tineret a Partidului Comunist. Zelul și cruzimea îl recomandă pentru Razdeca, direcția de spionaj a NKVD-ului. Prins la prima sa misiune în România, decide să schimbe numele în Alexandru Nikolski. Revine în țară odată cu trupele sovietice, avansând incredibil de repede în structurile de comandă și represiune ale noii puteri comuniste. În anul 1947 era deja inspector general al Poliției de Siguranță, devenind subdirector al noii securități între anii 1948-1953. Despre crimele și nelegiurile sale se pot scrie biblioteci întregi. A murit în somn pe data de 16 aprilie 1991, cu doar o zi înainte de prezentarea la procuratură, unde îi se deschisese un dosar pentru crimele făcute. Gheorghe Gheorghiu Dej, născut în anul 1901 într-o familie săracă de muncitori bârlădeni, Gheorghiu Dej urmează meseria de electrician și se lasă atras de mirajul comunismului la vârsta de 29 de ani, atunci când se înscrie în PCR. E arestat în anul 1933 și 3 ani mai târziu devine lider al comuniștilor din închisori. În timpul lui Ioana Antonescu e transferat în lagărul de la Târgu Jiu, acolo unde își petrece cea mai mare parte a detenției pe perioada celui de-al doilea război mondial. Tot aici împarte celula cu un alt deținut celebru, nimeni altul decât viitorul președinte Nicolae Ceaușescu, cel pe care îl inițiază în tainele doctrinei comuniste. Lider politic influențat puternic de politica lui Stalin, deci devine președinte al țării în anul 1952, nu înainte de a epura partidul de membrii facțiunii moscovite, ai căror lider era nimeni alta decât Anna Paucăr. Deci este artizanul eliberării României de către ocupația sovietică și tot el dă primele semne de rebeliune față de Moscova când respinge ideea unei Românii care să devină grânarul blocului sovietic. Deci este cel care pune bazele combinatului siderurgic de la Galați, a fabricilor care să susțină industria grea și chiar închide editura cărții ruse din România. Pe de altă parte,
Dej este artizanul a mii de arestări și morți din rândul intelectualilor și așa zișilor dușman ai poporului, atitudine care îl transformă în ochii românului într-un veritabil dictator. Și totuși, comunismul promovat de Dej este unul de factură naționalistă, el făcând referiri pățișe la Basarabia românească și chiar demarează relațiile diplomatice cu Statele Unite în plin război rece. Gheorghe Gheorghiude s-a stins în anul 1965 de un presupus cancer la ficat. Ion Mihai Pacepa, susținând însă ideea unei iradieri în timpul unei vizite a liderului român la Moscova, asta ca urmare a politicii sale tot mai independente. În urma sa, venea cel care avea să ducă România în regretabilă epocă de aur protejatului Dej, Nicolae Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu, ultimul lider comunist al României, este cu siguranță și cel mai controversat dintre toți comuniștii care s-au perindat în primul sau în cel de-al doilea eșalon al Partidului Comunist Român. Născut la 26 ianuarie 1918 într-o familie de țărani din Scornice, județul Olt, Ceaușescu pleacă încă de la vârsta de 11 ani la București, acolo unde se angajează ca ucenic într-un atelier de cizmărie. La numai 14 ani devine membru al PCR, iar un an mai târziu, în 1933, este arestat pentru prima oară fiind catalogat drept agitator în timpul unei greve. Din 1934, arestările se țin lanț pentru tânărul Nicolae Ceaușescu, iar în anul 1936 este încarcerat la Doftan. Deși e eliberat destul de repede, în 1943, el este închis din nou pentru activități subversive în slujba comuniștilor, de data aceasta la Târgu Jiu, chiar în celula celui care avea să-i devină mentor, nimeni altul decât Gheorghe Gheorghiu Dej. Aflat tot timpul în umbra influentului Dej, Ceaușescu devine ministru al agriculturii în anul 1947, ocazie cu care se ocupă direct de reprimarea țăranilor ce se opuneau colectivizării. Ascensiunea s-a început odată cu eliminarea facțiunii moscovite și a Anei Paucăr, moment în care este numit membru al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. În 1954, el devine membru de plin al biroului politic al PMR și ajunge rapid omul cel mai important al facțiunii după Dej. La doar 3 zile după moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, Ceaușescu preia puterea, dar și ideile mentorului său. Astfel, Ceaușescu continuă politica independentă față de Moscova, momentul culminant al acestei tendințe fiind electrizantul discurs din anul 1968, discurs prin care liderul român își făcea cunoscută opoziția față de invadarea Ceoslovaciei de către trupele sovietice. A fost, poate, momentul de glorie a lui Ceaușescu și, de asemenea, momentul care i-a adus un val extraordinar de simpatie atât în țară cât și peste hotare. Ceaușescu își continuă demersurile și se opune în anul 1974 tuturor propunerilor sovietice în cadrul delegației CAER. Mai mult, legăturile diplomatice cu Statele Unite, Israel, Franța, Germania Federală și Comunitatea Europeană îl arătau ca pe un lider antimoscovit. Cu toate acestea, o schimbare majoră în concepțiile liderului comunist are loc odată cu vizitele în Coreea de Nord și China din anul 1971. Fascinat de modelul comunist nord-corean, Ceaușescu vrea cu orice preț să schimbe România într-un stat socialist model. El este artizanul demolării și reconstruirii satelor, a dărâmării sau mutării bisericilor importante, a întăririi securității și a introducerii unui puternic aparat de propagandă comunistă. Ceaușescu începea să dea primele semne de pierdere a contactului cu realitatea încă din anii 70. Cultul personalității sale nu se poate compara decât cu cel al lui Hitler, Mao sau Stalin. Scriitorii sunt îndemnați să compună ode dedicate celui mai iubit fiu al poporului. Elevii, studenții și muncitorii sunt înghesuiți pe stadioane și obligați să defileze asemenea celor din China și Coreea în spectacole grandioase care să ridice în slăvi realizările lui Ceaușescu. Manualele școlare îi dedică pagini importante, iar programul TV se reduce la 2 ore dedicate exclusiv meritelor familiei Ceaușescu. Realizările sale, canalul Dunăre-Marea Neagră, Transfăgărășanul, metroul bucureștean, zecile de mii de blocuri împovărează România peste puterile ei. Datoria externă se ridica la circa 13 miliarde de dolari, moment în care cârmaciul Republicii Socialiste România decide să o achite cu orice chip și în mod rapid. Astfel începe perioada raților la alimente, a exporturilor masive de grâne, materie primă, mașini, armament, într-un cuvânt, tot ceea ce putea fi exportat.
Ceaușescu intenționa chiar să interzică prin lege posibilitatea de a contracta împrumuturi din afara țării și chiar își manifesta intenția de a ridica la București o filială a Băncii Mondiale. Dorește chiar să readucă în țară intelectualitatea din diaspora. În acest sens, îi propune lui Mircea Eliade să revină în țară și să preia conducerea celui mai mare institut de studii indice și de istoria religiilor pe care ar fi urmat să-l construiască, dar este refuzat de marele scriitor român. Căderea lui Ceaușescu are loc în luna decembrie anului 1989, România fiind ultima țară din blocul comunist în care are loc schimbarea regimului politic. De altfel, este și singura țară în care schimbarea a avut loc pe cale violentă. Faptul că liderul comunist pierduse contactul cu realitatea din țară este dovedit din plin de încercarea sa de a convinge masele să-l urmeze. Nici discursul său televizat, în care susținea că mișcările din Timișoara sunt acțiuni regizate de agenții străini, nici mitingul din Piața Revoluției nu mai pot însă să-l salveze. Românii doreau schimbarea. Ceaușescu este arestat la Târgoviște, acolo unde este judecat sumar, în faptul simulacru de proces, și executat în ziua de Crăciun a anului 1989. Epoca de aur se sfârșise. Urma lunga perioadă a tranziției către capitalism. Prieteni, ne oprim aici. Sunt Cristian Alexandrescu și vă sun ca de obicei pe curând.